Doua prezentare din seara asta o face Tavi. Tavi și are 50 de ani, căsătorit cu 2 copii, medic la bază, antreprenor și revoluționar în 1989. Acum aș da seama că, la fel ca și atunci, România iar e într-un punct foarte instabil și vrea să ajute să o împingă în direcția corectă. Tavi? Pentru noi acum urmează partea cea mai ingrată, pentru că înainte să vorbesc eu, am avut marea onoare și plăcere să accepte un om pe care l-admir și respect foarte mult să fac o scurtă introducere la prezentarea care o să fac eu, astfel încât eu și Răzvan, care vine după mine, o să punem foarte anoști, dar mă bucur foarte mult că a acceptat să ne ajute cu această prezentare. Este unul dintre cei mai iubiți actori Teatrului Timișorean și nu vreau să spun mai multe. Domnul Cătălin Ursu, vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult de invitație, mulțumesc lui Tavi. Da, sunt un cetățean de bună credință, se pare, de moment ce am fost invitat. N-am știut, dar sunt foarte mândru de asta. La invitația lui Tavi am venit absolut cu sufletul și de foarte mare drag pentru un nume, nu o să-l spun care e, dar se știe care e, pur și simplu din cauza asta am venit aici. Când am văzut câtă lume este, m-au apucat foarte tare emoțiile, dar dacă sunt un cetățean de bună credință, asta deja e de bine. Și promit că probabil că voi face lobby pentru această mișcare. Mersi mult! Mai întâi îți strângi umerii. Mai apoi te înalți pe vârfuri, închizi ochii, refuzi auzul, îți pui în sine, acum voi zbura. Apoi zici zbor. Și acesta este zborul. Îți strângi umerii cum se strâng râurile într-un singur fluviu. Îți închizi ochii cum închid norii câmpia. Te înalți pe vârful picioarelor cum se înalță piramidele pe nisip. Refuz auzul. Auzul unui singur secol. Și apoi îți pui în sinea ta, acum voi zbura. De la naștere către moarte, după aceea spui zbor. Acesta este timpul. Îți strângi râurile așa cum îți strângi umerii. Te înalți pe beheitul capelor, zici nevermore. Și apoi, îți iei zborul și dai din aripile altcuiva. Și apoi ești el. Și el este purul altcineva. Se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer, se răzduiește cu raze, până cubul devine perfect. După care se sărută de nenumărate ori cubul, cu gura ta.
gura altora și mai ales cu gura infantei. După aceea se ia un ciocan și brusc se fărâmă un colț al cubului. Toți, dar absolut toți, zice vor, ce cup perfect ar fi fost acesta dacă n-ar fi avut un colț sfărâmat. Se desenează pe nisip un cerc, după care se taie în două. Cu același băț de nuc se taie în două cercuri. După aceea se cade în genunchi. După aceea se cade pe brânci. După aceea se izbește cu fruntea nisipul și se cere iertare cercului. Atât. A fost un moment foarte emoționant pentru mine. Mi-a cerut priminte să-l rog să fac această introducere pentru că și eu voiam să vorbesc despre lecția despre cur. Acum am putea evident să plecăm toți acasă, că am învățat ceea ce trebuia să învățați și ați primit ceea ce a meritat să veniți până aici ca să primiți. Cu toate acestea, am să vă vorbesc și eu câteva cuvinte despre partea a doua a proiectului nostru, care se numește România Sinergică. Și cel mai important lucru care vreau să-l știți, că suntem mulți aici, este că și eu și cei care v-am invitat, ca să puteți să oferiți ceva. Știu că majoritatea îți promit că îți dau ceva și noi spunem nu. Dacă vrei să oferi ceva, ești binevenit aici. Dacă n-ai nimic de oferit, atunci înseamnă că trebuie să te întorci să mai crești și te așteptăm când vei fi suficient de împlinit, ca în mod firesc să vrei să dăruiești ceva. De aceea am început și cu acest citat frumos al lui Lao Tse, pentru că este o înțelepciune, o memă, cum spunem noi, o să vedeți, universală. Și să vorbim despre cub, pentru că tocmai am făcut un referendum despre cub și ni s-a spus că avem o problemă albă sau neagră și noi trebuie să hotărâm dacă este albă sau neagră. Și dacă încep să te uiți mai atent la ea, vezi că sunt niște nuanțe de gri între acei negru și între acel alb. Dacă încep să te uiți cu și mai mare atenție, dacă ai o vedere și mai bună, începi să vezi și culori între aceste pete de alb și negru. Și în final, dacă ești un om înțelept și luminat, cum este cel de care va vorbi și Cătălin, vezi toate culorile pe care cineva care este aici le vede doar în alb sau negru. Astfel încât întrebarea este, când discuți despre cub, e sigur că discuți despre același cub? E sigur că persoana cu care vorbești, cu care te ceți, pe care o urăști, pe care o înjuri, vede același lucru pe care îl vezi și tu? Ai această bază de bună credință de care tot vorbim noi, ca să putem să avem aceste dispute? Și Andrei v-a arătat un slide și am întrebat în spațiul acesta de oameni de bună credință, considerați că acest referendum se poate discuta cu bună credință în acest context istoric. Putem noi să discutăm cu bună credință despre acest subiect care românii se zicem că îl consideră important? Și știți cât au răspuns? Nu. 80% au răspuns că ei nu consideră că poate să discute cu bună credință despre acest subiect. Acest rezultat a aproximat mult mai bine rezultatul final. La noi 84% au spus că nu se poate discuta de bună credință despre referendumul astăzi. Noi am estimat că o să iasă 35% la vot cu ajutorul modelului cu care lucrăm și au ieșit, într-adevăr, ați văzut, 21%. Deci suntem în stadiu în care buna credință în societate prezice deja mai corect care va fi rezultatul final al alegerilor decât metodele statistice care funcționează de 4-6 ani și care sunt destul de precise. Ați văzut că și sondajele de opinie s-au înșelat, au confirmat modelul nostru, dar și noi și eu s-au înșelat. Și atunci
E bine că atunci când discuți despre un subiect, despre un lucru și tu consideri că deții adevărul cu A mare despre acel subiect, să te gândești că acesta este adevărul despre cum. Acesta care nu-l vedem în poze, nu-l vedem în altă parte, trebuie să-l vezi, să pui mâna pe el, să te uiți la el, să-l întorci, să-l pui mâna și dacă eu vi-l pun aici și după aceea plecați de aici și vă cer să-l descrieți, probabil că așa va înțelege cel cu care stați de vorbă. Așa este. Și de aceea vă chemăm să discutăm despre adevăr așa cum putem noi investiga din mai multe puncte de vedere. Pentru a putea discuta despre aceste lucruri, o să introduc două concepte importante cu care, chiar dacă sunt sigur cu care plecați, sunt importante. Conceptul de memetică. Mema este o ipoteză teoretică, mai degrabă filozofică, făcută de unul dintre cei mai importanți geneticieni, Richard Dawkins, în 1976, în cartea sa Gena egoistă. El a făcut o ipoteză că trebuie să existe, exact cum există o unitate de codificare a informației genetice, ar trebui și la nivel social să existe o informație de codificare a informației sociale. El a introdus conceptul, el a numit o memă, toate memele astea care circulă de la el au luat numele, iar aceste meme sunt ca și genele, codifică informație genetică. Noi le preluăm și pe baza lor construim structuri mentale, structuri sociale și așa mai departe. Ele se transmit din generație în generație, în familie, în comunități, în națiuni și determină caracteristicile noastre particulare. Pentru că dacă mergem în Germania, vedem că nu suntem ca nemții. Aceste lucruri, exact ca genele care ne fac diferit și culturile sunt diferite datorită acestor meme. Și acest concept de meme este extrem de important, îl folosim foarte mult pentru a putea să disecăm prin zonele astea de subiectivism cu care suntem bombardați, pentru că o să vedeți că discutăm și de război memetic și de alte lucruri. La fel și memetica ca și genetica nu se practică de azi de mâine, noi acum suntem la bază, suntem ca la nivelul lui Mendel, pentru cei care știu legile geneticii, dar genetica s-a practicat de mii de ani prin încrucișări și astea înainte să se cunoască genele. La fel și memele, textele sacre sunt exemple bune de texte memetice, texte care conțin lucruri care când le citesc încep să lucreze în sine. Creștinii folosesc cuvântul viu, lucrător, sunt tot soiul de termeni pentru că știm că anumite cuvinte, anumite fraze au altă lucrare în tine decât texte care le-ai uitat a doua zi după ce ai citit. Un alt concept cu care lucrăm este conceptul de sinergie. Sinergie a apărut în anul 1953 pentru prima dată în domeniul medical, când s-a constatat că uneori în biologie, când pui două lucruri la un loc, în loc să iasă de două ori mai mult, iasă de 10 ori mai mult. Astfel încât acest concept de sinergie, ce se întâmplă când 1 plus 1 fac 10 sau 100 sau 1000, aceasta este ceea ce numim noi sinergie. Este un alt tip de unitate, unitate sinergică. Aici am dat un exemplu, sinergismul ca filozofie și ideologie care încearcă să se uită la aplicarea sinergeticii în societate. Avem exemplu aici, un exemplu de logică sinergistă. Am avut o lecție despre cub, am avut o lecție despre cerc și noi folosim mereu această idee, cum reconciliez pătratul cu cercul. Și dacă ești într-o logică binară, alb-negru, o să spui, nu, trebuie ca unul din noi să moară, așa este. Ca să existe cercul, trebuie să moară pătratul. Dar noi spunem că există o soluție mai bună. Să urcăm, ați văzut, în spațiul acesta superior, colorat, multidimensional, și să spunem, putem reconcilia cercul cu pătratul într-un cilindru. Pentru că dacă te uiți la cilindru, este într-un plan, este proiecție, arată ca un cerc și vezi un cerc și jur că e cerc, în alta este un pătrat. Dar cel mai bine este să nu distrugem cilindrul care ne ajută pe toți să bem apă, să zicem că e un pahar sau așa, doar pentru că nu ne înțelegem asupra proiecției lui în viața noastră de zi cu zi. Și acesta este scopul ideologiei sinergiste, să găsească acest tip de reconciliere între conflicte și să reconciliem conflictele dintre noi, urcându-le la un nivel superior, nu omorându-te între noi, pentru că asta e filozofie din secolul 1850. Atât au știut Marx, atât au făcut, el nu știa decât darvinist pe vremea aia, deci trebuie să se omoare o specie cu cealaltă. Deci bazele teoretice ale sinergismului se bazează pe știința secolului 20 și 21, se bazează pe științe sociale, teoria sistemelor, pe neuroștiințe, motivația și personalitatea lui Maslow este foarte importantă pentru noi. Și practic, spre deosebire de viziunea de inginer social pe care o atribuie statului marxismul și
această idee a rămas însărcinată, că statul trebuie să funcționeze ca un inginer, să spună fiecăruia ce să facă, unde să facă, cum să taie, noi începem să introducem metafora de grădinar, de societate grădină, în care grădinarul are rolul să îndepărtează buruienile și să asigure mediul optim de creștere a fiecărei plante, dar nu grădinarul spune plante, tu faci pere, tu faci mere, tu... El pur și simplu se asigură că dacă mărul e măr, face cele mai bune mere, că dacă părul e păr, face cele mai bune pere. Și asta e cea mai frumoasă promisiune pe care noi vrem să o aducem românilor. Astfel încât, revin la acest cub, care e diferența între unitate și sinergie? Dacă toți suntem la fel, atunci provocarea este să scrii un număr sau să faci ceva. Scrie, te rog, un număr dacă ești numai cu alb. Și totul e alb, pe foaie albă. Dacă îți dau o foaie negră și scrie cu... Dacă totul e pe ecranul tău, dacă îți totul puncte negre sau totul puncte albe, poți să faci ceva cu ele? Trebuie să fim diferiți ca să putem să construim pattern-uri. Chiar măcar la acest element elementar, dar dacă suntem și mai diferiți, începem să avem culori. Da? Deci deja dacă suntem alb și negru, avem un pattern. Dacă începem să fim mai diferiți, începem să distingem și alte lucruri. Dacă încep să apare culori, începem să ne dăm seama de fapt ce ai vrut să spui și la final, în momentul în care suntem suficient de diferiți unii de alții, dar în același timp contribuim la un pattern, începem să fim... Acum, dacă nu vezi figura de acolo, înseamnă că ești daltonic, da? Deci, ideea este că poți să iei un buchet de flori care arată la fel, eu știu, un buchet de trandafir, arată foarte frumos, dar dacă e un buchet de flori de câmp, până și cea mai firavă floare de acolo contribuie la splendoarea acelui buchet, dar când te uiți la el, există un numitor comun care l-au toți, în acea tulpină care pare banală și verde. Dar lucrurile astea cele mai banale ne unesc și sunt importante. Deci, doar prin sinergie putem fi noi înșine într-o societate care să fie unitară și doar fiind diferiți în același timp și acceptându-ne unii pe alții ca diferiți, putem să ne împlinim cu toții într-o societate. Practic, aici aveți o foarte scurtă analiză memetică. Am introdus-o că mulți oameni o cer, chiar dacă asta îmi presează un pic timpul. Ideea e că la România Mare, avem 100 de ani de la o România Mare și o sărbătorim într-un mod cu totul, nu știu cum sunteți voi, dar nu știu dacă așa se imagina cineva că se sărbătorește centenarul. Însă dacă aplicăm acest studiu memetic și vedem așa, am fost noi dintotdeauna, cum ne spun ei, lași, fricoși, nu suntem buni de nimic? Nu. Noi am înfăptuit România Mare. Iar România, așa cum a fost asemănată, sămânțele acestea memetice, valorile care au fost semănate la 1918, părinții noștri n-au visat că acum, după 100 de ani, să ne certăm pe chestii de genul ăsta, că câți hoți sunt la... Deci ei de asta au vrut să scape când s-au unit, nu să trăim exact în coșmarul de care au vrut ei să scape. Asta încât la 100 de ani suntem exact înainte de unire, în lumea lui Caragiale, așa este? Pentru că el a scris despre lumea asta. Și ce s-a întâmplat între arborele acela minunat și punctul în care suntem? De ce nu suntem, de ce suntem un arbore uscat din care lumea fuge? Un arbore care nu e în stare să-și întrețină populația? Tinerii toți pleacă, vorbim de familie, dar nimeni nu mai vrea să-și facă aici familie și lucruri de genul ăsta. Și observăm, dacă facem analiza memetică, că în 1940, în 1938 România arăta foarte bine. Era una dintre țările în care, toți știm, aurul era valută forte, era între țările cel mai prospere, era cot la cot cu Franța și cu Germania. Nu avem niciun motiv să nu fim și astăzi ca ei. De ce nu suntem astăzi ca ei? Simplu, pentru că în 1946 s-a introdus în România cu forța armelor un virus. Tancurile sovietice n-au venit și au plecat cum au făcut tancurile americane. Au venit și au lăsat aici o boală terminală care se numește marxism. Ne-au introdus comunismul, românii l-au refuzat. În 1919 România s-a dus și a eliberat Ungaria de comunism, pentru cei care nu știți. Deci România niciodată n-a existat un curent marxist. Noi suntem formați pe filieră memetică, avem aceeași tipar ca monarhiile mari pe care le admirăm. Monarhiile constituționale britanice, Republica Constituțională Americană. Noi suntem, ăsta este rădăcinile noastre memetice. Nu avem nimic de a face cu comunismul, de-aia nu ne putem identifica deloc cu treaba asta. Și de asta suntem în halul în care suntem, pentru că în 1989 nu am mutat Constituția înapoi pe fundația de rădăcini sănătoase pe care au pus-o părinții fondatori ai României, nu ăștia care au venit pe tancuri. Dar am avut și noi părinți fondatori pe care i-au bagiocorit în școală, tot știm asta. Deci noi trebuie să facem un nou proiect de țară, nu o să-l facă niciun partid, pentru că proiectul de țară a fost al poporului,
N-a fost, partidele nu vor în general unire pentru că își pierd putere, deci trebuie să ne hotărâm noi să propunem partidelor astea, iar partidele bună credință să preia de la noi pentru că știu că astfel o să-i votăm. Dar trebuie să creăm o sinergie între societatea civilă și partide, pentru că asta a fost ruptă tot de comuniști, pentru că erau nici interes ca tu să participi la luarea deciziilor. Astfel încât construcția unei țări se poate face fie prin forță sau inginerie socială, însă construcția unei națiuni se poate face doar prin consens. Și noi suntem o țară, dar nu suntem o națiune. Nu suntem mândri că suntem români, nu ne afișăm steagul. Cine a mers în America văd că știe că peste tot, toată lumea își pune steagurile care pe unde apare. Și majoritatea când le spui ce, spune sunt neamț, sunt rus. De el e și neamț și rus și american în același timp. Nu e nicio, în logica sinergistă, nu e nicio contradicție în faptul că tu ești și bănățean și român sau ești și german și bănățean și român în același timp. Toate sunt, îți creează o personalitate mai frumoasă și te poți mândri cu toate fără să ți se scoată ochii. Practic, în concepția sinergistă, orice construcție, țară, stat, trebuie să aibă un scop. Nu poate pur și simplu să existe de dragul existenței. Practic, în viziunea sinergistă, care a statului sinergic, statul, guvernarea, trebuie să aibă scopul de a asigura împlinirea individuală a fiecăruia dintre noi. Nu noi slujim statul, statul trebuie să ne slujească pe noi. Și este exact pe dos cum este astăzi. Și asta ne propunem în mod deliberat să schimbăm. În următorii 2 ani avem un termen foarte clar. În 2020 o să punem România pe cu totul alt făgaș. Noi, cei care suntem și ne adunăm aici, nimeni altcineva. Pentru că dacă noi nu o facem, vă promit un lucru, nimeni altcineva nu o să facă. Ăștia suntem, noi suntem și suntem mulți ca noi și ne trebuie doar 10.000 în toată țara. Uitați-vă că suntem aici și e doar prima lună în care practic am început să rostogolim oficial ideea. Practic, promisiunea noastră este că veți fi constructori de catedrale. Ceea ce începeți acum, nu o să vedeți finalul. O să fiți ca cei constructori de case, dar o să construiți știind că, eu știu, copiii, poate copiii copiilor voștri o să se bucure de ceea ce faceți. Dacă noi nu punem acum fundația, ei nu o să trăiască într-o catedrală, o să trăiască într-o altă țară, cel mai probabil. Și, practic, întrebarea este sinergia, care este starea de uniune în jurul unor valori comune, în care rezultatul devine cu mult mai mare decât suma rezultatelor individuale. O comunitate sinergică în care orice om își poate atinge mai repede împlinirea decât dacă este singur. Vă place să trăiți într-o asemenea țară? Asta vrem. Asta înseamnă România sinergică. Și o să începem să lucrăm la ea și o să începem să învățăm tinerii să lucreze la ea. O țară se poate construi doar pe fundație de adevăr? Se poate construi și pe fundație de minciună, cum a fost așezată România după ce au venit rușii și ne-au ocupat? Însă, oricât de bine arată structura, pentru că aud foarte mulți tehnocrați. Da, iată, o structură tehnocrată, perfect făcută. Dacă fundația e proastă, se va prăbuși indiferent cât e de bine făcută. Și asta e problema Europei în ziua de astăzi. Asta e turnul din Murano, nu? Practic, orice structură perfectă se poate prăbuși dacă nu e pe fundație sănătoasă. Și vă recomand articolul Țara pe o fundație de adevăr și principiile lui Andrei de pe site-ul nostru. În schimb, o construcție imperfectă, dacă rădăcinile sunt sănătoase, va supraviețui. Asta îi mulțumesc lui Edit pentru această poză. Aici sunt cele 4 adevăruri pe care le propunem, o să trec rapid peste ele că nu am timp, dar ideea este că sunt meme fundamentale pentru care lumea e dispusă să moară, care sunt libertatea, egalitatea și împlinirea, sunt memele fundamentale a Revoluției Americane, le-am preluat de la ei. Cealaltă mare revoluție care definește societatea occidentală este Revoluția franceză. Ea a avut memele libertate, egalitate și fraternitate. Le-am luat pe toate ca să le punem la o bază, să ne punem societatea pe 4 picioare și acestea sunt cele 4 adevăruri pe care și noi le promovăm. Libertate, egalitate, în loc de fericire spunem împlinire, pentru că avem pe Maslow care ne spune ce înseamnă drumul spre fericire individuală. Iar în loc de fraternitate, care este foarte dificil de definit juridic și a condus la apariția socialismului, marxismului și acestor aberații, introducem termenul de responsabilitate socială în loc de fraternitate, astfel încât să putem să și avem un criteriu clar prin care să măsurăm contribuția fiecăruia dintre noi la societate. Practic, asta aici este o imagine din articolul lui Andrei pe care puteți găsi la noi pe site, de aceea o să trec peste el.
Și o să mă opresc foarte scurt asupra piramidei nevoilor lui Maslow, pentru că stă la baza conceptului nostru de societate sinergică. La ora aceasta știm lucru care nu se știa la 1850, când 1848, sau când și-a scris Marx în acea perioadă și-a scris manifestul, nu se știa care sunt nevoile individului. Se considera că trebuie să vină cineva, aiurea, care să hotărască care sunt nevoile tale și de ce ai tu nevoie. Practic, acum se știe foarte clar că omul are o ierarhie de nevoi și că odată aceste nevoi satisfăcute, omul va începe să urce și să caute nevoile, așa numite nevoi superioare. Nu suntem o firmă, nu suntem animale, nu ne putem mulțumi doar cu hrană, mâncare și puțină siguranță. Omul este o ființă superioară, hibridă, genetică și memetică. Avem nevoie și de hrană, așa numită hrană memetică. Și dacă nu o primim, o să vedeți ce se întâmplă. Pentru că frustrarea acestor nevoi duce la patologie și sunt foarte mulți oameni care toată viața o duc în spate. Cu cât nevoile sunt mai înalte, cu atât e nevoie de mai multă informație, de mai multă educație și de mai multă cunoaștere pentru a ți le satisface. Sunt nevoi care le avem, nu le recunoaștem, nu le înțelegem și de aceea le ignorăm sau ne lăsăm mințiți de alții că nu contează. Și de aceea, pentru noi, educația este ca o hrană memetică. Exact cum tu te duci la aprozar și vrei să-ți iei mâncare de calitate și noi trebuie să ne luăm hrană de calitate pentru minte și suflet din societate. Și dacă în locul acestei hrane noi primim sistematic o travă, o să ne îmbolnăvim și se produce acest concept de societate psihopatogenă, de care o să vorbim imediat. În afară de piramida nevoilor, mai avem o așa numită piramida cunoașterii. Deci cu toții știm că e o diferență între ceea ce văd, între ceea ce gândesc, între ceea ce înțeleg, între ceea ce pot să exprim și între ceea ce înțeleg ceilalți. Așa este, este o piramidă. Eu înțeleg mult mai mult decât pot să spun și așa mai departe. De aceea, educația este foarte importantă pentru că îmi permite să urc și, și în această piramidă. Încep să înțeleg, să înțeleg pe altul, să mă exprim și așa mai departe. Deci nu mă refer strict la cunoașterea de acest tip. Dacă intersectăm cele două piramide, piramida cunoașterii cu piramida nevoilor, observăm că piramida cunoașterii se află în zonă, cu cât urci pe piramida nevoilor, cu atât nivelul tău de cunoaștere și de exprimare este mai mare, astfel încât dacă le intersectăm, obținem o zonă foarte interesantă, care este zona de consens social și nivel politic. Iar aceasta poate să variază în funcție de calitatea partidelor, dar este foarte important că noi nu putem avea o discuție la nivel social mai mare decât nivelul de educație de bază al populației. Astfel că noi trebuie să asumăm un rol foarte dificil să educăm pe cei din jurul nostru în privința unor lucruri elementare, pentru că alții nu o să o facă. Astfel încât ceea ce susținem noi este că sinergia dintre elite, dintre cei la vârf, și chiar sunteți lumea bună din oraș, nu vreau să vă... Să vă... Ok. Câți de aici sunteți studenți sau ați terminat o universitate? Uitați-vă ce se comentă. Deci noi suntem elita orașului. Dacă noi nu ne asumăm responsabilitatea comunității noastre și să începem să stăm de vorbă cu cei mai puțin norocoși sau mai puțin capabili decât noi, putem să ne asumăm că pur și simplu unii nu vor sau nu pot, și atunci noi să mergem cu drag și să ne întâlnim cu ei, să vorbim pe limba lor și să-i ajutăm să înțeleagă ce se întâmplă aici la mijloc, acei oameni vor crede doar cu cei care se adresează, pentru că doar noi nu vorbim cu ei. Și atunci degeaba înjurăm că votează cum votează. Eu nu cred asta, nu sunt ei de vină, noi suntem de vină. De-aia am început mișcarea asta, că m-am simțit vinovat, că nu am făcut destul. Și asta vă spun și vouă, puteți face aici ceva. O zi pe lună o să aibă un impact enorm. Așa. Doar un lucru am vrut să vă arăt, m-a șocat foarte mult, chiar azi dimineața am văzut acest post, pentru că Maslow spune că o societate poate să fie psihoterapeutică, oamenii din jurul tău pot să te ajute să te vindeci sau poate să te îmbolnăvească. Deci trebuie să fii foarte atent cu societatea din jurul tău și cu prietenii, dar și cu societatea în ansamblu său. Ce se întâmplă dacă ești înconjurat de oameni de rea credință care nu discută de idei și idealuri, discută doar chestii mărunte și așa mai departe, doar practic, doar neutrală. Se produce o societate psihotraumatică și poate apărea genul acesta de postări care încep să apară pe Facebook, sunt oameni care nu sunt la prima vârstă și care spun că se simt la capătul puterilor și spun că se simt mai rău decât în perioada în care făceau cancer și se gândesc serios la sinucidere. Cei care nu se gândesc la sinucidere sunt depresie, care nu sunt depresie se gândesc să plece. Și toți suntem într-o stare oarecare de patologie mentală care o recunoaștem în diverse stadii și nu avem ce face.
Ba da, avem ce facem. Putem să creăm o comunitate psihoterapeutică. Chiar aceasta de aici e un asemenea exemplu. Nevoile noastre fiziologice. Avem un pic de apă, nu vă putem da de mâncare, dar puteți lua apă. Dacă vreți să primiți și data viitoare, ne lăsați un pic de bani, că tot din buzunarul nostru îl plătim, dar ne-am gândit la nevoile voastre de bază. Ești înconjurat de prieteni, ești în siguranță aici. Dacă e singur și ți se pare că e asaltul penal, ți se pare că n-ai nimic de făcut. Ai văzut aici câți oameni vor același lucru ca tine? Da. Acest lucru îți creează un sentiment de siguranță, de încredere. O să ne întâlnim și luna viitoare să ne revedem, poate număr și mai mare. Chiar dacă nu veniți, nu contează. Patru luni ne-am tot întâlnit, niciunul dintre noi n-a fost la toate întâlnirile. Este cel mai important mesaj. Nu trebuie să veniți la toate, dar trebuie să știți că aici suntem și să vă faceți, cum să zic eu, un program ca o dată pe lună, dacă se poate, sau o dată la două luni, cum puteți voi o dată la patru luni, să avem aceste conferințe, lumea bună se adună și atunci vine o dată la patru luni să vii și dacă se poate să nu vii singur, să mai ai pe cineva cu tine. Nevoile minții, discutăm idei, discutăm proiecte, hrănim mintea, dezbatem cu bună credință lucruri. Și astăzi, datorită lui Cătălin, avem și o sinergie între nevoile sufletului și nevoile minții. Pentru că avem și acest aspect al laturii noastre sensibile, al artei, care trebuie să facă parte din viața noastră. Este nenatural scoasă din viața noastră. Astfel încât de la comunitatea sinergică putem trece cu ușurință la status sinergic, nu vreau să intru. Și așa cum arătat, pentru a avea status sinergic, cel mai important numitor comun al tuturor proiectelor și ideilor pe care noi le-am discutat și am avut idei foarte frumoase, am început cu ele, Andrei aici, când ne-am întâlnit, wow, ce idei grozave, toată lumea se sare pe ele, dar ne-am seama că unele idei erau atât de sus față de așteptările omului, încât fără un grad ridicat de poate de un an, doi, de educație, nu avem cum să le discutăm în societate, pentru că toți uitau la noi, nu înțeleg despre ce vrei să vorbești, vreau să facem, nu. Astfel încât ne-am dat seama că trebuie să facem un pas mult în spate să ne focalizăm pe educație și toți de aici să plecăm cu un consens, dacă se poate, că educația este prioritatea cea mai mare a națiunii noastre în acest moment, mai importantă decât orice alt lucru. Și acest proiect îl numim 10 pentru educație. În status sinergic, educația este cea mai importantă investiție a statului, că ajută să urce toată societatea pe această scară a lui Maslow, astfel încât să începem cu toții, să avem nevoi superioare. Avem tehnologia necesară să ne elibereze și de conceptul acesta de muncă, care a devenit perimat. Andrei, al nostru cel tânăr, o să vorbească sigurat de asta, dacă o să reveniți. Și, practic, Compania 10 pentru Educație urmărește formarea unui consens politic pentru introducerea unei limite constituționale pentru ca minimum 10% din buget să fie alocat educației. De ce? Există un precedent istoric. E așa o idee grozavă? Dacă e așa grozavă, de ce nu s-a mai gândit și altul la ea? Mai să vedem. Există în lume alte țări? Există. Există în lume. Și există chiar aici, țara în care trăiți. Care, dacă îi studiați istoria, o să fiți așa de mândri de ea, încât nu o să mai o să vă uitați un pic de sus la alții din jurul nostru. Pentru că întrebarea este, dacă noi acum suntem în lumea lui Caragiale, dar știm că înainte să vină comuniștii trăiam în lumea lui Coandă, lui Eliade, Iorga, cum am ajuns de la lumea lui Caragiale la lumea lui Coandă? Și răspunsul este simplu. 13% pentru educație în 1929, când a venit regele și și-a dat seama cu ce are de face, nu a început să înjure poporul, a început să investească în educație. A început să trimite oameni afară din țară. Unde s-au format toți acești mari cărturari români? Afară din țară. Unde s-au împlinit? În țară. S-au întors cu toți. Nici le-a trecut prin cap să rămână. În prag de război, 1938, cât investea România în educație? 18%. 18%. Așa, într-o singură generație, putem să scăpăm de toate aceste probleme. Pentru că nici se punea problema pe vremea aia. Ați văzut cum se discutau lucrurile. Astfel încât avem acest ilustru trecut istoric și avem acest prezent în care practic am evoluat de la 4% în 2006-2002 la 3% în 2018. Așa sărbătorim noi centenarul. Asigurându-ne că noua generație este lăsată la voia sorții efectiv. Și de aceea această campanie vrem să o pornim prin consens politic și civic, să fie asumată politic de toate partidele în mod egal, să știe că orice partid care își asumă cu bună credință acest lucru va avea sprijinul nostru ca fiind unul din partidele care fac acest lucru să se întâmple.
Ok, și cu asta am încheiat prezentarea mea. Avem o carte recomandată în fiecare lună, care este cartea lui Maslow, care e un fel de carte a anului, mereu o recomandăm. Și vă recomand să o cumpărați. Iar cartea pentru astăzi, pentru Tombolo, este cartea care, de care v-a vorbit Andrei și care o să o predea. Iar acum am să las microfonul pentru că urmează invitatul nostru special pe care și eu abia l-aștept ca să, ca să ia un opinion. Invitatul nostru